O femeie din Botoșani a fost la un pas să moară în această după-amiază pe o trecere de pietoni din centrul orașului. O mașină a lovit-o în plin la o secundă după ce a pus piciorul pe zebră. În fața polițiștilor, șoferul a spus că, de fapt, un alt pieton a provocat accidentul. Cum așa? Să vedem explicațiile. Femeia este dezorientată, nici nu știe ce s-a întâmplat cu ea. Într-o clipă era pe un scoar, gata să pășească pe o trecere de pietoni, iar în clipa următoare s-a trezit lovită cu putere și aruncată câțiva metri. Are o lovitură la cap și o posibilă fractură la piciorul stâng. Șoferul care a lovit-o, destul de liniștit de altfel, spune că vina morală aparține unui alt pieton, care l-a distras pentru că nu se mai hotăra odată dacă trece sau nu strada. Se va lua măsura reținerii permisului de conducere față de șoferul autotrăsului și se va continua un dosar de urmărire penală în cauză pentru săvârșire de infracțiuni de vătămare corporală din curte. Femeia lovită va mai rămâne internată în spital pentru 3-4 zile.